Parada a debutat cu dansurile invitaților de peste mări și oceane. Artiști internaționali au creat un adevărat spectacol pe străzile Târgoviștei. Privitorii, fie că erau pentru prima oară la festival sau nu, s-au bucurat de fiecare moment și au însoțit grupul de artiști până la teatrul Tony Bulandra. Am venit să vedem, e foarte frumoasă, ne bucurăm cu copiii, cu toți. Vă place ce vedeți? Da! Sunteți pentru prima oară la festival Babel? Da! Foarte tare! Deci chiar îmi place, e prima dată când vin, foarte mișto. Mi se pare altă viață, altă lume. Foarte frumoasă! Îți place, Teo? Îmi place! Îmi place! Atmosfera carnavalescă a cuprins și publicul privitor care a condus parada până la Teatrul Municipal, acolo unde spectacolele au continuat. What do you feel about Babel Fest? Ich weiß schon, mach schon, aber du musst dir mal, mach nur dir mal. Hau, ist schon war so war. Ja, du findest ja was dir mal. Ist okay. Gut. Ja. Ich muss so. Okay, komm hin. Hau schon. Was ja. Ciao. Ediția de anul acesta este intitulată Sunetul, un element ce cucerește și armonizează contrarii. După cum vedeți, am reușit să trezim orașul Târgoviște. Sunt aici reprezentanți din 27 de țări. Sunt foarte fericit că am avut parte de vreme bună și am reușit împreună cu toți colaboratorii noștri să punem încă o cărămidă la acest turn care părea o fantezie acum câțiva ani. Turnul Babel, așa cum este turnul Chindiei, este turnul Babel de acum, care este un turn al înțelegerilor, al inteligenței, al creativității, al prieteniei dintre foarte multe popoare. Evenimentele artistice în cadrul celei de-a șaptea ediție a Festivalului Babel vor continua până pe data de 11 iunie, când festivalul își va închide porțile până la următoarea ediție, pe care atât târgoviștenii cât și turiștii o așteaptă de pe acum cu nerăbdare.